Administrația locală din Pașcani este copleșită de numărul tot mai mare de procese în care este implicată. Cele mai multe dintre ele sunt deschise de persoane fizice sau juridice pentru obținerea unor drepturi sau contestarea unor acte, taxe sau amenzi. Conform unui raport al compartimentului juridic și contencios, primăria are de rezolvat 191 de procese, din care 40 au fost înregistrate în acest an. Pentru ca interesele municipalității să fie reprezentate în fața judecătorilor, primarul a propus angajarea unor juriști sau avocați. În acest sens a inițiat un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării în ședința programată pe 28 iulie. Prioritare sunt 7 dosare aflate în diferite etape de judecată și încă 7 contestații la executare, prin care primarul Marius Pintilie și Comisia Locală de Fond Funciar sunt obligate la plata unor penalități de întârziere, în sumă totală de peste 52.000 de lei, pentru nerespectarea unor hotărâri judecătorești de punere în posesie. În momentul de față, la compartimentul juridic și contencios al primăriei este ocupat doar un post din cele 4 aflate în organigramă. Pe 14 iulie, pe site-ul instituției, a fost publicat un anunț pentru organizarea unui concurs de angajare a unui jurist cu normă întreagă. Înscrierile se pot face până pe data de 2 august, iar proba scrisă este programată pe 17 august. Menționăm că primăria Pașcani a refuzat să facă publice contractele și cheltuielile pentru serviciile de asistență juridică pentru anii trecuți la solicitarea BIT TV. O troiță a ajuns motiv de dispută între un cetățean, preotul din sat și administrația locală din Todirești. După ce a reabilitat troița veche de aproape 100 de ani din curtea Bisericii Adormirea Maicii Domnului printr-o donație în urmă cu 6 ani, localnicul a fost somat în aceste zile de administrația locală să o desființeze până pe 1 august. În acte, motivul trecut negru pe alb este că respectiva construcție este făcută fără autorizație. În realitate, a început să deranjeze de curând, după ce în spate ei a fost ridicată casa socială, iar troița este fix în fața unui geam. Prin anul 2016, la cererea concetățenilor mei, am renovat această troiță. Inițial a fost construită prin 1937. Timpul și-am pus amprenta asupra ei, era pe o parte mai să dărăpâna. La propunerea oamenilor am luat legătura cu domnul părinte Mânecaru Ciprian. Am întrebat, uite domnule, ești de acord? Tot ce spune? Da, și chiar te rog. Fapt pentru care și m-am gândit, în fața bisericii nu poți spui orice și oricum. Am luat legătura cu firma ProInvest, care dânșa au venit, au făcut studiu de fezabilitate, au făcut proiect. Am aici un dosar cu tot ce este și le-am zis așa, păstrați ce-i bun, înlăturați ce-i rău și faceți, vă rog, ceva frumos să placă concetățenilor mei. S-a făcut. Le-a plăcut oamenilor, la un moment dat și domnul primar a venit și a zis, ce frumos a ieșit, bravo ție, lui domnul părinte i-a plăcut. La aproximativ un an de zile a zis că nu-i mai place, că deoarece vrea să fac casa parohială. Am zis, domnule, conform codului civil, trebuie o distanță dintre gard și casa parohială. Și dacă măsurăm bine, se încadrează. După cum vedeți, cu ajutorul Dumnezeu s-a făcut și casa parohială și a rămas și troița. A mai trecut aproximativ un an, a zis că trebuie luată, deoarece face parcare gard. Domnule, zic, dacă măsurăm și ne uităm bine în cap, și parcarea și troița să rămână. Localnicul, care nu este proprietarul troiței donând-o bisericii, susține că s-a implicat în reabilitarea acesteia la cererea sătenilor. A pus bani, circa 10.000 de lei, dar și suflet în realizarea ei și nu concepe ca troița să dispară din locația respectivă. S-a mai demolit, începând pe luna 4-a, iar cu adresă la primărie, primăria adresă mie, culminând cu ultima, care am primit-o joi 21 iulie, la 12:05 minute, și spune clar aici, îmi dă și termen primăria, zice că până la data de 1-8-2022 să fie desființată această construcție. Eu sunt un om care întotdeauna mă consult cu cei din jurul meu și mă spun majorității. Ceea ce e clar pentru mine, faptul de ce acești domni vor neapărat să dispară această troiță. Ea a fost făcută undeva pe la 1937. Eu am reconstruit-o, eu, firma care am plătit-o, în primul rând din respect pentru bătrânii care atunci au făcut un efort și au făcut-o,
din respect pentru concetățenii mei, trăiesc aici cu ei și am vrut să-mi aduc și eu aportul la cât am putut. El a făcut sesizări în legătură cu această situație atât la protopopiatul Pașcani, cât și la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Rog organele abilitate să aplece asupra acestei spiețe, să analizeze cu semn de răspundere, dar cu credință în Dumnezeu, nu folosim materiale, și să facem ceea ce este necesar. Eu am luat-o erarhic. Am vorbit întâi cu domnul primar, a zis că nu depinde de dânsul. Am fost la domnul protopop la Pașcani, am vorbit cu dânsul, dar nu mi-a dat nimic concret, un semn că s-a rezolvat cumva problema. Am luat legătura și la Iași și aștept să fiu chemat în audiență acolo și fac tot ce pot ca să fie lucrurile bine. Unii o să se întrebe de ce fac acest lucru. Mă trag dintr-o familie serioasă, cu 3 copii. Am fost crescut și educat cu credință în Dumnezeu, cu rușine, cu 5-7 ani de casă și mai ales cu multă demnitate. Deci demnitatea mea de om nu mă lasă să stricăm ce vedeți noi aici. Administrația locală susține că reprezentanții bisericii vor doar să mute troița, care acum este în dreptul unui geam, câțiva metri într-o laterală, nu să o desființeze. Primarul Ovidiu Dranca a precizat că a încercat să medieze cele două părți implicate în această situație, preotul Ciprian Mânicaru și localnicul Vasile Puiu, dar fără succes. Este o lipsă de comunicare din partea celui care a ridicat respectiva troiță, respectiv cetățeanul Puiu, care la sesizarea părintelui Ciprian Mânicaru și apoi Consiliului Parohial, primăria i-a solicitat să-și mute troița din fața ansamblului de casă care e construit cu autorizație construcție casă socială, refuza lucrul ăsta. Noi am încercat să fim un mediator și să încercăm să-i găsim o posibilitate, să o dăm mai stânga sau dreapta, să fie lucrurile să rămână în liniște și pace, că așa este normal. Dar dânsul a ales varianta de plângeri și de reclamații. La protopopiat, la mitropolie, v-o sesiza și pe dumneavoastră. No, sperăm că o să ajungem totuși la o înțelegere în cele din urmă. Dar în condițiile în care ridici o troiță în curtea bisericii și când o faci pentru biserică, asta înseamnă că automat este proprietatea bisericii și nu este proprietatea cetățeanului care a donat-o. Dar de bună credință, părintele paroh și cu Consiliul Parohial au considerat că este bine să-l atenționăm, să o facem împreună, realocarea mai stânga, mai dreapta. O refuzat lucrul acesta și atunci am trimis în științările legale, conform legii, să-și mute respectiva troiță sau să vadă ce face cu ea. În caz ăsta o să fie supus regulilor legii, că n-avem ce să-i facem. Reporterii BIT TV l-au sunat de mai multe ori pe părintele Mânicaru pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns la telefon. Zile de foc pentru pompierii din județul Iași în această perioadă, din cauza caniculei, a secetei persistente, dar și din neglijența oamenilor. Salvatorii au fost chemați la peste 200 de situații de urgență în perioada 22-25 iulie. Două intervenții au fost și în municipiul Pașcani, una pe strada Ceferiștilor la un container de deșeuri menajere, unde au ars 100 de kilograme de gunoaie, și una pe strada Fericirii în cursul zilei de luni, unde a fost mistuit jumătate de hectar de iarbă uscată și o tonă de deșeuri. În perioada 22-25 iulie, ISU Iași a intervenit la 214 intervenții, dintre care 158 de cazuri smord, 18 incendii, 2 misiuni pirotehnice și 36 de alte misiuni. În municipiul Pașcani, în data de 25, a fost o intervenție pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscată, a ars aproximativ jumătate de hectar și o tonă de deșeuri menajere. Cauza probabilă a fost focul deschis în spații deschise. De asemenea, pe strada Ceferiștilor, secția de pompieri Pașcani a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un container de gunoi. Au ars aproximativ 100 de kilograme de deșeuri menajere. Cauza probabilă a incendiului a fost focul deschis în spații deschise. Și în satul Topile din comuna Valea Seacă a fost un incendiu de deșeuri menajere și 60 de metri pătrați de câmp uscat. Pe lângă aceste cazuri, tot mai des întâlnite în ultima perioadă, pompierii au intervenit și la 3 incendii de autoturisme. Unul a avut loc în Sticlăria, Scobinți, unde din cauza unui cablu defect, o mașină a luat foc. Și pe data de 25,
la ora 1:58 de minute, punctul de lucru Hârlău a intervenit în satul Sticlăria, comuna Scobinț, pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Au ars elementele combustibile din compartimentul motor. Cauza probabilă a incendiului este un cablu electric defect. Salvatorii recomandă tuturor cetățenilor să fie mai prudenți, în special în această perioadă când câmpurile sunt uscate și se pot aprinde foarte ușor. Pe această cauză atragem atenția cetățenilor privind folosirea focului, să nu arunce țigări, să nu dea foc la gunoaiele menajere în această perioadă de secetă și caniculă. Pentru orice informații privind modul de cunoaștere și comportare în cazul unei produceri unei situații de urgență, acestea pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență, fiipregătit.ro. De precizat este faptul că tot în această perioadă pompieri au fost chemați și în suburbia Sodomeni, unde au fost găsite obiecte de muniție de pe timpul războiului. Primăria Pașcani vă invită la zilele municipiului, ce vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 29-31 iulie. Pe site-ul administrației locale a fost publicat programul general al sărbătorii. Deschiderea oficială va avea loc vineri 29 iulie de la ora 10 la sediul primăriei. După discursurile oficialităților, va avea loc un spectacol artistic cu ansamblul Rapsozii Siretului, al Casei de Cultură și soliști colaboratori. Apoi va avea loc premierea șefilor de promoție de la școlile din municipiu și suburbii, dar și a celor doi elevi cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat, Victor Lupoaia și Mălina Harasim. La Casa de Cultură va fi amenajată expoziție a Muzeului Municipal Pașcani, ce aduce în atenția publicului cântarele vechi ale negustorilor. De la ora 18, în piațeta din fața primăriei, va avea loc primul spectacol la scenă. În debut vor fi talente locale, iar apoi Angelica Flutur, Beatrice Duca, Cristinel, Iordăchioaia și DJ Deni. Diri, 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 mai bărbați, tot am să mă ascultați. Diri, 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 mai bărbați, iar mă ascultați. Trilișoști, unița, plașe, mai flacău, flacău. Eu ți-ai spun, uite în coașe, diri, 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 da. E ca trința, giuca, ușă, mai flacău, flacău. Nu și moale după ușă, diri, 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 da. Manifestările din cea de-a doua zi, sâmbătă, 30 iulie, vor începe cu teatru pentru copii la Casa de Cultură de la ora 11. Trupa Prometeu a instituției pune în scenă piesa Rățușca Maca. Apoi de la ora 12:30 va avea loc vernisajul unei expoziții de pictură, iar de la 12:50 a unei alte expoziții fotografică documentară. Sâmbătă, pe data de 30 iulie, invităm copiii la teatru Rățușca Maca, realizată de către trupa de teatru Prometeu a Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu. Spectacolul va avea loc în sala de spectacole a instituției, începând cu orele 11. Începând cu orele 12:30, în Galeria Arcadea, va avea loc vernisajul expoziției de grafică și arhitectură intitulată Jurnal de Perspective. Vor expune Oana Voicu și Georgiana Budnariu, două tinere absolvente a Universității de Arte George Enescu din Iași, prezintă profesorul Petru Pădurariu. De asemenea, tot sâmbătă, începând cu orele 12:50 de această dată în holul Casei de Cultură,
va avea loc vernisajul expoziției de fotografie documentară intitulat Pașcaniul în timp și spațiu. Expune Cristiana Ștefănoaie, de asemenea un absolvent al Universității de Arte George Enescu din Iași. Prezintă tot domnul profesor Petru Pădurariu. Seara începe cel de-al doilea spectacol de la ora 18, tot cu talente locale. Apoi pășcănenii, dar și cetățenii din comunele apropiate care vor veni la sărbătoarea Pașcaniului se pot distra alături de Viorica Macovei, grupul etnofolcloric Plăieșii, Dia și Feli. Cum faci tu să dispar când am nevoie de ajutor, tu nu mai sari. Ziua de duminică 31 iulie debutează cu un spectacol interactiv al Circului Toredo din București, de la ora 11 în piațeta Casei de Cultură. Duminică, începând cu orele 11, vă propunem un spectacol interactiv numit Misterele Copilăriei, prezentat de către Circul Toredo Pașca București. Spectacolul va avea loc în piața Mihail Sadoveanu. Spectacolul de seară aduce pe scenă talente locale plus artiști cunoscuți și iubiți, precum Margareta Clipa sau Alexandru Brădățan. Programul se va încheia cu Randy, Smiley și un foc de artificii. Nu-ți face planuri pentru weekendul 29-31 iulie. Primăria și Consiliul Local Pașcani te invită la 12-a ediție a Zilelor Municipiului. Vor fi 3 zile de muzică și voie bună alături de artiști locali și naționali. Angelica Flutur, Beatrice Duca, Cristina Iordăchioaia, Viorica Mancovei, Plăieșii, Margareta Clipa, Alexandru Brădățan, DJ Denny, Dia, Feli, Randy și Smiley sunt cei care vor încânta publicul. Spectacolele se vor desfășura în piațeta primăriei între orele 17 și 23. Evenimentul se va încheia duminică, 31 iulie, cu un frumos foc de artificii. Prezentatori sunt Lorena Lucian și Samir Marcu. Mai multe informații despre eveniment găsiți pe pagina www.primariapascan.ro, dar și pe Facebook. De precizat este faptul că pentru organizarea evenimentului, Consiliul Local Pașcan a alocat suma de 501.000 lei, la care se adaugă și sumele care vor fi gestionate de Casa Municipală de Cultură, 30.000 de lei pentru talentele locale care vor urca pe scenă și 10.000 de lei pentru organizarea manifestărilor din cele 3 zile de la Instituția de Cultură. Poliția locală din Pașcani va avea un nou sediu. Activitatea urmează să fie mutată din sediul Poliției Municipale, în clădirea în care a funcționat regia locală de termoficare, unitatea aflată în procedură de faliment. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie supus votului consilierilor în ședința programată pe 28 iulie. Conform documentelor transmise aleșilor locali, actualul sediu trebuie eliberat la solicitarea Inspectoratului Poliției Județene Iași pentru a fi folosit de Poliția Pașcani. În adresă se arată că spațiul respectiv ar urma să fie amenajat și folosit pentru relația cu publicul. De asemenea, noul sediu al Poliției Locale cu o suprafață de aproape 190 de metri pătrați ar urma să fie amenajat în lunile următoare de muncitorii de la gospodăria comunală. Cheltuielile vor fi decontate de la bugetul local, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat de consilieri. De precizat este faptul că în aceeași clădire ar urma să fie mutată și Societatea Locală de Salubritate și Transport Public. O decizie în acest sens urmează să fie luată în perioada următoare. Aveți nevoie de îngrijiri medicale pentru animalele de companie sau cele din gospodărie? Vă doriți ca pisica sau cățelul să fie tuns și aranjat într-un mod profesionist? Atunci trebuie să știți că în Pașcan, pe strada Morilor, la clinica veterinară Don Dorvet, găsiți servicii de calitate, la cele mai bune prețuri, intervenții la domiciliu, analize, consultații și tratamente, intervenții chirurgicale, vaccinări și deparazitări, identificare cu microchip, eliberare pașapoarte înregistrate și legalizate sau frizerie canină și felină.
echipă de specialiști formată din 11 colegi cu experiență vastă tratează cu grijă, dragoste și pasiune atât animalele de talie mică cât și pe cele mari. Clinica este administrată de un medic veterinar cu tradiție în familie în acest domeniu, Viorel Doroftei. Clinica oferă și servicii de cazare de scurtă durată în urma unor operații sau tratamente sau de lungă durată în regim hotelier. Așadar, dacă plecați în concediu și nu aveți cu cine lăsa pisica sau cățelul, puteți apela cu încredere la serviciile Dontorvet. Echipa medicală de la clinică este cea care are grijă și de animalele din zonă, fiind circumscripție sanitar-veterinară, ce oferă servicii de profil în Pașcani și suburbii, precum și în comunele Ruginoasa și Valea Seacă. Clinica este pe strada Morilor, numărul 30 din cartierul Vatra Pașcani, lângă operatorul local Ecoserv. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18 și sâmbătă de la 9 la 14. În schimb, pentru urgențe este program non-stop sunând la numărul de telefon 0726 299 448. Clinica veterinară Dontorvet, dragoste și pasiune pentru animale. Se caută rețete de mâncăruri tradiționale din 5 comune din apropierea Pașcaniului și nu numai, în cadrul unui proiect cu fonduri europene. Grupul de acțiune local Codri Pașcaniului a organizat marți 19 iulie la Căminul Cultural din Moțca prima întâlnire de promovare a acestei oportunități, la care au participat producători locali, dar și localnici din împrejurimi. Rețetele tradiționale vor fi adunate într-o carte magică 3D pentru promovarea produselor, tradițiilor și turismului. Se dorește a fi un produs de promovare inovativ, o carte electronică cu imagine și sunet, inclusiv filmare 360 de grade și filmări aeriene cu drone, filme de prezentare ale personajelor de poveste din teritoriul comun. Cartea va cuprinde rețete tradiționale, va spune legende ale locurilor, va prezenta obiceiuri, dansuri și cântece tradiționale, inclusiv ale minorităților. Avem 6 activități. Prima activitate de management și coordonarea proiectului. Activitatea a doua, activități de promovare, știți că cine știe și implementează proiecte, sunt activități obligatorii. Activitatea a treia este activitatea de animare, mă rog, promovare, informare și de identificare a rețetelor. Printre producătorii prezenți la prima întâlnire a fost și o doamnă din Moțca, care are o fermă de animale. Vrea să facă cunoscută o rețetă gustoasă și sănătoasă de brânză din 3 feluri de lapte, capră, oaie și vacă. Ea o rețetă cum se face cea mai bună brânză și cea mai bună urdă acasă, tradițional. Și doamna Delia ne face o surpriză când ne-a adus și brânză și urdă, proaspătă, să ne convingă de rețeta pe care o faci. Ar trebui să nu mai spun rețeta. Mai, nu, trebuie să spuneți. Degustăm, după aceea... Trebuie să spuneți, poate cineva mâine și își cumpără vacă și face prânz acasă. Cristi, ar fi bine să cumpere tot satul baiș ca să facă. Dar în primul rând nu o să vă ies, asta vreau să spun, pentru că brânza pe care eu am adus-o și care o facem noi, e din 3 feluri de lapte. De capră, de oaie și de vacă. Așa că... Trebuie și muncă, trebuie și experiență. Și răbdare. Da, muncă, da.
Din Cristești se face cunoscut producătorul care prepară specialități din fructe de pădure, trufe și hribi. Dulceața de afine fără zahăr sau untul cu trufe sunt doar câteva dintre ideile localnicului, care îți lasă gura apă numai când auzi rețetele. Berci deshidratate, fructe deshidratate. Deci nu pot de la de afine. Ești producător de material săditor. Este posibilitatea ca aceste fructe să fie deshidratate. Nu mă face. Bine, nu putem să fac prezint produs, dar aici să spun bolția ta de afine sau ce nu știu. Aluna. Milu de aluna. Dar, calcă mă ce gândim, hribi. Deshidratat. Ar fi o idee. Deci sunt prea puțin în țară care fac lucrul ăsta. Poate chiar nici nu sunt. Poate punctele colectoare care lucrează cu externul. Să-ți facem cu colectoare în ziua de astăzi, nu te voi deshidratezi. Deci, ca să fiți, urmărând de exemplu, dulceața de afine fără zahăr, afina, îi se mai spune prin insulina verde, pentru diabetic, ce este un miracol. Și care rețetă, să zicem, ar fi, deci este ideal ca să deshidratăm acea afină până a pune la fert, până a fi ok. E ambalat, e conservat. Din comuna Stolniceni Prăjescu, o localnică a venit să prezinte o rețetă de mâncare cu specific lipovănesc din carne cu castraveți murați și ceapă, iar din Miroslovești, turta cu julfă. Caravana de informare a proiectului va merge în următoarele zile în toate cele 5 comune care fac parte din grupul de acțiune locală Codrii Pașcanilor, Moțca, Tătăruși, Cristești, Stolniceni, Prăjescu și Miroslovești. Valoarea proiectului este de aproape 169.000 de euro prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Coordonatorul proiectului este Gal Valea Prutului și sunt 6 parteneri. Grupul de acțiune locală Codrii Pașcaniului are o parte de 26.000 de euro. Obiectivul general este promovarea potențialului turistic și a produselor locale, a grupurilor de producători și artizani locali din teritoriul comun, prin realizarea de mini-documentare cu specific culinar, adunate împreună sub forma unei cărți electronice care poate fi răsfoită online. Legislativul local din orașul Hârlău a aprobat în ultima ședință de Consiliu lucrări în plus pentru două investiții din comunitate. Unul dintre proiectele de hotărâre a fost pentru completarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de construire în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, la grădinița cu program normal cu 8 săli de grupă. Administrația locală va aloca suma de aproape 48.000 de lei fără TVA pentru câteva lucrări impuse de ISU Iași, necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Este vorba despre relocarea centralei termice, înlocuirea 13 geamuri normale cu cele armate sau securizate, montarea unui sistem de închidere automată la ușile de acces în casa scării și altele. Am trecut valoarea estimată la lucrări undeva la 47.750 de lei. Aveți și adresa înaintată de către TVA. Aveți adresa înaintată de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu completarea lucrărilor în vederea obținerea autorizației. V-am și pus-o la material, sunt 10 puncte, din alea 10 sunt 4 deja făcute, pentru că e vorba de hârtii, efectiv proces verbal de lucrări ascunse, rapoarte de încercare la ignifugare. Principalele categorii de lucrări care urmează a fi executate este vorba de relocarea centralei în zona unui spațiu închis, protejat de două uși cu rezistență la foc. Zidirea a două geamuri în holul grădiniței, nu sunt de acord cu geam, mai ales că este și din PVC, acum nu se mai accepte PVC-ul, vor doar cu aluminiu. Prelungirea a doi senzori în două săli de clasă și schimbarea la luminatoare la toate sălile le-am pus. La momentul 2007, supraluminatorul era din geam normal, acum trebuie geam securizat. Pentru care le-am schimbat pe toate, să nu mai am multe doar discuții cu cei de la ISU. După aceste lucrări, grădinița ar urma să se deschidă din toamnă. Este o locație nouă pentru comunitate, mult așteptată, iar de-a lungul timpului cu multe probleme în realizarea ei. Lucrările au început în 2007 și au fost întrerupte câțiva ani.
sunt probleme, au fost probleme foarte multe. Pentru că investiția, așa cum bine știți, a început din 2007. O stat până în 2014 acolo, o stat a fost ceva care s-a mai lucrat, nu s-a mai întâmplat nimic acolo. După aceea a fost preluată, nu a fost atunci, când a fost preluată, nu au fost indicatorii, atunci actualizați totul și problemele care știm cu toții. Să știți când îi dorim și, și din motivul acesta am făcut ședința ordinară mai repede, astfel încât să avem timp să executăm lucrările de acolo, să facem din nou documentația, să mergem la ISU, să obținem autorizația și să dăm, să bucuri copiii de, de spațiu de acolo. Pentru că, într-adevăr, este o grădiniță modernă. Este. Cea de-a doua suplimentare a fost pentru o investiție privind extinderea sistemului de iluminat public. În proiectul de hotărâre se arată că vor fi montate în plus 13 lămpi stradale pe străzile Păstorel, Teodoreanu și Gheorghiu. Vor fi modificări la prețul lămpilor și al stâlpilor. Este vorba de o sumă aprobată la buget în februarie și am redistribuit un pic banii respectivi pentru că am găsit niște lămpi mult mai ieftine decât am estimat atunci și niște lămpi mai moderne cu LED și cu panou solar. De asemenea, am găsit prețul la unele la stâlpi și am adăugat acolo sumă de bani. Am redus firul, lungimea de fir, deci cantitatea de fir la unul dintre cabluri AFY16 de 1000 la 500 de metri. Am renunțat la niște șuruburi și chije pentru că nu, nevoie, nu mai este nevoie de ele pentru că vin cu stâlpii odată și ne-am înscris în aceiași bani. Am propus aprobarea indicatorilor. Celelalte zone unde va fi extins iluminatul stradal sunt parcul VSN pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, parc blocurile A, strada Eternitate, bloc 22, strada Logofătăutu, între blocurile din zona COP pe străzile Hatman, Luc Arbore și Dealul Viilor. Valoarea investiției este de 45.500 de lei TVA inclus din bugetul local. Thank you.